Bun găsit la știri, iată cele mai importante subiecte de peste zi. 6 persoane și-au pierdut viața la Conop într-un teribil accident ce a avut loc noaptea trecută. Implicate au fost 2 autoturisme și un tir. Impactul dintre autoturismul cu numere de Mureș, în care se aflau 7 persoane și tir, a fost atât de puternic încât 6 persoane au murit pe loc. Singurul care a mai dat semne de viață a fost un copil ce a fost transportat de urgență la spital. Persoanele aflate în cel de-al doilea autoturism au suferit răni ușoare. Mașina circula dinspre Arad spre Deva, iar la intrarea în localitatea Conop a pătruns pe contrasens, unde a croșat un alt autoturism și apoi s-a lovit frontal de tirul ce transporta colete. Peneliștii au fost prezenți astăzi în fața prefecturii din Târgu Mureș. Mitingul la care au participat a avut ca și scop susținerea moțiunii de cenzură depusă de opoziție împotriva guvernului, dezbătut astăzi în Parlament. Astăzi, la primele ore ale dimineții, peste 360 de parlamentari au fost prezenți pentru a dezbate moțiunea de cenzură prezentată. Procedural s-au alocat 91 de minute pentru parlamentari și o oră pentru guvern. Dacă la București moțiunea de cenzură este un subiect controversat, membrii PNL Mureș susțin această inițiativă împotriva guvernului. Protestăm împotriva premierului Ponta, care ne face de rușine în Europa în fiecare zi, și considerăm că ar fi un gest de onoare să-și dea demisia, având în vedere că este cercetat și este destul de evident că este și vinovat. Sperăm cu toții să pice acest guvern penal, să vină o guvernare sănătoasă pentru acest popor și cetățenii acestei țări. Ponta încă nu a înțeles votul dat în noiembrie de către popor, adică că nu-l vrea. La fel și noi cei din țară, la fel și diaspora. Doar Ponta nu a înțeles că nu e dorit de popor. Senatorul Marius Pașcan spune că mitingul asumat de către liberali este o modalitate de reacție împotriva nedreptăților la care au fost supuși români din diaspora, dar nu numai. În momentul acesta mă aflu în Parlament, unde tocmai am participat la votarea moțiunii de cenzură împotriva guvernului Ponta și am văzut o solidarizare a târgumureșenilor în aceeași idee, pentru că, evident, nu poate fi tolerat un guvern cu un prim-ministru care este acuzat de grave fapte de corupție și împotriva căreia s-a început urmărirea penală. Cu atât mai mult, nu este de ignorat și nu poate fi tolerată o guvernare ai cărei 14, din rândul căreia 14 miniștri au probleme penale, unii fiind deja închiși. Acest lucru, practic, ne plasează într-o fundătură, într-o extremă nefericită a Uniunii Europene din care facem parte și eu cred că cu toți, într-un fel sau altul, suntem responsabili și trebuie, după putință, să reacționăm. Totodată, Pașcan declară că acestea au fost motivele pentru care a decis să participe în calitate de co-inițiator la depunerea moțiunii de cenzură. Tocmai așteptăm rezultatul votului. Sigur, sunt șanse puține, la modul realist, câtă vreme cei din PSD, pentru a se asigura că nu vor avea parte de vreo surpriză, le-au interzis parlamentarilor lor să participe la vot. Deci au fost prezenți, dar pur și simplu nu votează, tocmai pentru că se tem și de proprii parlamentari. Contactat telefonic, liderul PSD Mureș, Vasile Gliga, se abține de la a comenta în vreun fel mitingul organizat în fața prefecturii Mureș, spunând că aceste manifestări sunt însușite de către participanți. Încă o reconstrucție mamară a fost realizată la Târgu Mureș. O echipă interdisciplinară de medici plasticieni și anesteziști, coordonată de doctorul Senin Negovan, a realizat a 5-a reconstrucție din acest an. Intervenția, care a durat o oră, a fost realizată unei paciente de 46 de ani din Bacău. Femeia operată la Târgu Mureș, diagnosticată cu cancer mamar în urmă cu 4 ani, a fost supusă unei mastectomii de sân stâng. Pacienta a urmat în prealabil și un tratament de chimioterapie și radioterapie. După intervenție, aceasta a fost transferată pe secția de chirurgie plastică și microchirurgie reconstructivă din cadrul SCJU, evoluția postoperatorie fiind pozitivă, cu o stare generală bună. Operația a fost realizată în cadrul subprogramului național de reconstrucție mamară după afecțiuni oncologice prin endoprotezare, fiind decontată de Casa de Asigurări de Sănătate, inclusiv implanturile mamare necesare pentru reconstrucție. Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș este inclus din luna august anului trecut în acest proiect. Angajații serviciilor private și voluntare pentru situații de urgență s-au întrecut la etapa județeană a concursurilor profesionale din domeniu ce au avut loc la Aeroclubul Târgu Mureș. Pompierii voluntari au spus că numeroasele ore de pregătire și perseverența și-au pus amprenta asupra rezultatelor finale. La competiția destinată serviciilor voluntare pentru situații de urgență s-au înscris 10 echipe din localitățile Acățari, Chibet, Eremitu, Chindari, Iernut, Luduș, Rușimunți, Sovata, Vărgata și Voivodeni. Aceste exerciții
sunt beneficiile pentru fiecare echipaj și pentru fiecare formație a serviciului voluntar pentru situații de urgență, pentru că ele demonstrează gradul de pregătire și de îndemânare care l-au și trebuie să-l aibă pentru intervențiile în caz real. Dacă vorbim de importanța concursului, importanța, e un exercițiu foarte bun pentru toți, o încercare foarte mare, mai ales că înainte trebuie să facem pregătiri destul de serioase. Deci cam două săptămâni în fiecare zi facem exerciții. Deci asta înseamnă că chiar dacă nu suntem nu știu cât de pregătiți înainte, asta e o pregătire foarte bună. Dacă s-ar face un asemenea concurs de două ori pe an, înseamnă că ne-am pregătit de două ori. Concurenții au avut de parcurs trei probe, pista cu obstacole pe 100 de metri, ștafeta 4x100 de metri și dispozitivul de intervenție. Aceste concursuri nu au altceva decât obiectivul principal de a se pregăti pentru intervenții. Sperăm să câștige cea mai bună echipă. Premiile sunt consistente pentru câștigători. Pe această cale doresc să mulțumesc și Consiliului Județean pentru sprijinul acordat. Premiile constau în bani și fiecare echipă de aminti faptul că o să primească o anumită sumă de bani și pentru participare. Echipele câștigătoare vor reprezenta județul la etapa interjudețeană a acestor concursuri ce se va desfășura în județul Brașov. Vacanța de vară este prilejul perfect pentru a vă reaminti atunci când porniți la drum în concediu principalele reguli de care trebuie să țineți cont când îi transportați pe cei mici cu autoturismul, mai ales că amenziile pentru încălcarea prevederilor legale pot ajunge la câteva sute de lei. Copiii de toate vârstele trebuie să fie transportați pe parcursul călătoriei cu autoturismul în condiții de siguranță, asigurați într-un scaun de mașină. Acest lucru este valabil atât pentru un nou născut, precum și pentru un adolescent. Copiii în vârstă de până la 12 ani sau sub 150 de centimetri înălțime este interzis să fie transportați pe scaunul din față, iar aceștia trebuie să poarte centură adecvată greutății și înălțimii lor. De asemenea, copiii cu vârsta de până la 3 ani trebuie transportați în dispozitive de retenție omologate. Copiii aflați într-o mașină în care nu sunt scaune speciale asigurate cu o centură de siguranță sau care nu sunt plasați într-un scaun adecvat pentru copii montat corect pot fi grav răniți sau pot chiar muri într-un accident de mașină. Șoferii care sunt prinși în trafic de polițiști cu astfel de abateri riscă amenzi serioase. Sancțiunile prevăzute pentru acest gen de fapte sunt de la 9 la 20 de puncte amendă, valoric transformate ar veni la 765 de lei. Conducătorul auto al autoturismului este responsabil ca toată lumea să poarte centurile de siguranță. Când vă urcați în mașină alături de copii, unde mai așezați copii? În scaunele speciale pentru copii. Se întâmplă să îi puneți și în față, lângă dumneavoastră? Se mai întâmplă câteodată, pe cel mic îl mai pun pentru că am trei copii și nu prea au loc în spate. În cazul în care mașina nu are suficiente centuri pentru toată lumea, copiii care sunt mai mici de 3 ani trebuie să fie asigurați primii. CFR Călători a lansat astăzi programul estival de transport Trenurile Soarelui. Timp de 3 luni, până pe 15 septembrie, turiștii vor avea la dispoziție peste 40 de trenuri ce vor asigura legături din toată țara către stațiunile de la Marea Neagră și Delta Dunării. Persoanele cu dizabilități motorii au posibilitatea de a se deplasa mai ușor cu trenul spre și dinspre litoral, beneficiind din partea CFR Călători de servicii gratuite de asistență complexă. Călători a pregătit un program special de trenuri pentru ca toate regiunile țării să poată fi conectate cu cele mai căutate destinații de vacanță din timpul verii. Începând cu data de 19, încă nu se știe sigur, dar astăzi se pare că se va aproba, va circula un tren 4544, plecarele din Târgu Mureș la 18:58, cu legătură la Deda, deci vagoanele se atașează la trenul 1944, sosire în Constanța 705, și va circula pe la Mangalia, nu știu exact, în jur de ora 10 la Mangalia. Iar înapoiere va ajunge trenul dimineața ca 4541 la 5:50. Pentru a facilita accesul turiștilor la Delta Dunării, un tren direct interregio va circula suplimentar pe ruta București-Nord, Tulcea-Oraș și retur. De asemenea, în fiecare zi, cele patru trenuri, două dus și două întors din graficul zilnic, vor continua să circule între Medgidia și Tulcea. CFR Călător recomandă tuturor să-și procure biletele din timp pentru evitarea aglomerației de la casele de bilete, în special pentru trenurile de lung parcurs care au vagoane de dormit și cușetă.
Pasagerii CFR Călători au posibilitatea de a călători la tarife reduse, prețurile fiind accesibile tuturor datorită gamei variate de reduceri. Pentru minigrup, între 2 și 5 persoane, reducerile acordate sunt de până la 25 și 30% la cumpărarea biletelor online, durata de parcurs, trenurile Litoral Trenuri cu viteză sporită din cadrul programului. Pasagerii cu dizabilități trebuie să completeze cu minimum 48 de ore înainte de plecare un formular care este disponibil online și la casele de bilete pentru trenuri care au plecări și sosiri din marile gări. Toate detaliile pentru accesarea acestor servicii gratuite pot fi găsite pe www.cfrcălători.ro la secțiunea servicii. Vești bune pentru șomeri și persoanele care au dizabilități de auz sau vorbire vor putea să folosească numărul unic 113 pentru mesajele asociate apelurilor de urgență. Acestea, dar și alte informații în știrile pe scurt. Deputații au decis zilele acestea ca șomerii sau beneficiarii devenit minim garantat să fie angajați cu contract individual de muncă pe cel mult un an pentru prestarea unor activități de interes ale comunităților locale, banii pe care îi vor primi fiind din bugetul de șomaj. Proiectul a fost adoptat cu 288 de voturi pentru și o abținere și prevede că șomerii sau beneficiarii devenit minim garantat vor fi angajați cu contract individual de muncă pe perioadă determinată de cel mult un an, vor primi un venit de bază, iar perioada respectivă va fi considerată vechime în muncă pentru executarea unor lucrări sau activități de interes ale comunității locale. Vor putea fi subvenționate serviciile de refacere și întreținere a infrastructurii, de ecologizare și de realizare a unor lucrări edilitare organizate de autoritățile publice, firme private sau ONG-uri cu avizul autorităților publice locale, precum și serviciile de îngrijire la domiciliu a copiilor, bătrânilor, bolnavilor, persoanelor cu handicap. Camera Deputaților este foarte decizional în cazul acestui proiect de lege. Persoanele cu dizabilități de auz sau vorbire vor putea să folosească numărul unic 113 pentru mesajele asociate apelurilor de urgență. Totuși, persoanele cu dizabilități vor putea să folosească numărul unic de urgență doar după o înregistrare prealabilă a propriului număr de telefon în baza de date a sistemului pentru apeluri de urgență. Persoanele care vor transmite cu rea voință în mod repetat SMS-ul la acest număr vor risca amenzi cuprinse între 500 și 1000 de lei. Aceeași sancțiune se va aplica și pentru SMS-urile care aduc în jurie operatorilor. Peste 1000 de elevi și profesori au luat parte anul acesta la activități în cadrul proiectului Deschideți mintea, nu fi închis. În anii școlar 2011-2014, la nivelul județului Mureș, a fost implementat proiectul intitulat Deschideți mintea, nu fi închis, derulat de Inspectoratul de Poliție Județean Mureș prin Compartimentul de Analiză și Prevenire a Criminalității, în colaborare cu Penitenciarul Târgu Mureș. În cursul acestui an școlar au fost derulate 18 activități cu tot atâtea licee din județ, cu participarea aproximativ 1000 de elevi și profesori. Pe lângă părerile, impresiile, aprecierile elevilor și cadrelor didactice exprimate la finalul activităților, chestionarele aplicate tuturor participanților din proiect au relevat eficiența proiectului și realizarea scopului propus. Referitor la vârsta elevilor participanți, aceasta se încadrează între 14 și 19 ani. Activități de acest gen vor continua și în anul școlar următor. Micuța Oadel, cea pentru care ne-am mobilizat, și-a luat adio de la grădiniță, bucurându-se că din toamnă va merge la școală. Am fost și noi prezenți la sărbarea copilei, ce, cu ajutorul dumneavoastră, are acum o viață normală. Am vrut să vă arătăm și dumneavoastră imaginile care nouă ne-au ajuns la suflet. E greu și mare! Am reușit cu greu să ne stăpânim lacrimile. Odela are acum o viață ca a oricărui copil. Bucuria că va merge la școală nu se compară cu nimic pentru ea. Adel este o fetiță foarte curajoasă, pot să zic ca un adult. Suntem mândri de copiii noștri. Într-o parte, ne pare rău că pleacă, a fost o grupă foarte bună. Mama fetiței este acum fericită și, vizibil emoționată, a ținut să mulțumească tuturor celor care au ajutat-o pe Adel. Am și lacrimi în ochi. E o zi numai și de bucurie, ceva. Nu știu ce să zic, sunt foarte emoționată chiar acum. Să văd pe ea sănătoasă și să văd fericită, să ajungă într-un nou episod a vieții ei. Mii de mulțumiri din suflet și să fie toți binecuvântați, fiindcă ne-ați dat o speranță și
cu ajutorul tuturor care au pus mâna la mână, fetița mea are șanse și va trăi. Viața ei merge înainte. Vă mulțumim tuturor pentru sprijin. Cetățenii municipiului Reghin au luat parte ieri la dezvoltarea orașului în cadrul campaniei Împreună dezvoltăm Reghinul. Primăria municipiului Reghin, Consiliul Local și Asociația Centrul pentru Studiul Democrației din Cluj au inițiat o campanie pentru dezvoltarea municipiului Reghin. Acest proiect a fost creat cu scopul îmbunătățirii orașului cu ajutorul cetățenilor prin completarea unor formulare de consultare politică. Cetățenii nu sunt foarte interesați de această campanie pe care o facem, care are legătură cu strategia de dezvoltare a municipiului Reghin. Ei nu doresc să răspundă la întrebările noastre, spun că în mare parte orașul este în regulă, nu ar trebui schimbat nimic, deci consideră că nu au motive să răspundă la aceste întrebări. Dumneavoastră, ce ați schimba în Reghin sau ce ați dori să se înființeze sau să se finalizeze? Ce idei ați avea? Da, păi nu mă prea pricep eu la idei, dar aș vrea să nu mai lase câini prin parc. De exemplu? Că nu m-am murdărie fac. Era și odată acolo unul și ștergea câinii și arunca hârtia prin parc. Și atâta mizerie să stea în coșuri, să s-arunce la gunoi. Pe mine m-ar interesa mai mult când se face cosmetizarea asta la pomi, să nu se taie așa salcâmul și teiul. Zinește pomi care pentru albine și pentru miros plăcut în oraș ar fi bine să lase să crească mai mult, să nu-i taie în tot anul. Eu ce văd aici în împrejurări este ceva foarte frumos și suntem foarte mulțumiți de anturajul acesta. Proiectul este o idee bună în opinia cetățenilor, deși aceștia nu s-au înghesuit la completarea formularelor. Formularele au putut fi găsite la corturile amplasate în Parcul Central din Reghin, în cartierele Iernuțeni și Unirii și pe strada Accente Sever din cartierul Gării. Odată cu încălzirea vremii, se înregistrează o creștere semnificativă a numărului mușcăturilor de căpușe. Cât este de grav și cum trebuie să procedați în cazul în care ați fost mușcat de o căpușă, aflați din materialul următor. Important este că atunci când sunteți mușcat de căpușă să nu încercați să rezolvați problema singuri. Există posibilitatea ca atunci când încercați să o desprindeți, capul să-i rămână în piele, existând riscul mare de a vă infecta. Un anumit procent determină borelioză, boala Lyme. Aceasta este o afecțiune mai severă și trebuie tratată de către medic. În primul rând trebuie să urmărească locul înțepăturii și să vadă dacă mai este prezentă insecta. Dacă mai este prezentă, trebuie scoasă de la locul înțepăturii, cel mai bine de către un medic, în condiții de asistență medicală, să nu se suprainfecteze zona. Căpușele sunt insecte de mici dimensiuni, brune sau verzi. Răspândirea acestora este mare în zonele cu verdeață și mai ales în locurile pe unde trec animale. Dacă se observă înroșirea zonei, atunci înseamnă că este o reacție locală mai severă. Un eritem, dacă este mărit, trebuie să se prezinte neapărat la medic pentru a urma tratament. Mușcăturile de căpușă sunt de obicei nedureroase. Acesta este un motiv în plus pentru care oamenii nu observă prezența lor. Mușcătura se va simți doar în momentul în care căpușa se desprinde de piele. În astfel de cazuri, cel mai bine este să vă prezentați la medicul de familie sau la urgență. Atât pentru astăzi, sunt Natalia Lazar, un weekend excelent să aveți pe luni!